Bună ziua, sunt Lucia Dincă și vă prezint știrile STV. Urmărim principalele titluri ale acestei ediții. Vești bune pentru locuitorii străzii Popa Șapcă. Încep lucrările de reabilitare și modernizare a trotuarelor, podețelor și rigolelor pentru apă pluvială. Sesiunea de toamnă a bacalaureatului a început. Primele probe s-au și finalizat. Unirea Fotbal Seniori nu a reușit să aducă victoria mult dorită. Meciul disputat pe terenul propriu împotriva celor de la Ghiroda s-a încheiat cu scorul de 0-1. Vești bune pentru pescari! Canalul Aranca a fost populat din nou cu peste 400 de kilograme de pește. De la Caras până la Amur și Plătică, malul canalului Aranca din zona de blocuri de la BRD și până la piața agroalimentară așteaptă pescari amatori și nu numai să își pregătească momeala și să își întindă firul. Deci așa-i pune! Miercuri dimineața, podul de la BRD a fost atracție pentru trecători. Asociația Aranca, în colaborare cu primăria orașului Sân Nicolaul Mare, au populat încă o dată canalul ce traversează orașul nostru. Scopul acestei investiții a fost o promisiune pentru mai micii membrii asociației. Am organizat o populare pentru concursul, premergător concursului de pescuit pentru juniori, ce va fi organizat în data de 6 septembrie, de zilele orașului. Sperăm să fie plăcut pentru copii, ca să le-am promis că o să prindă și cei mici. Data trecută nu bă așa au prins cei mici pește și le-am promis că o să populez și ne-am ținut de cuvânt, am băgat în jur de 400 și ceva de kilograme, peste 400 de kilograme, și Caras, și Ciortănaș, și Amur, și pește ăsta, de pescuit. Singurele condiții care sunt să se înscrie și să plătească cei 5 lei pentru participare și o undiță, două, vedem cu câte undițe, atunci vedem la locul faptei cât sunt și vedem cu câte undițe se poate pescui la concurs. Asociația Aranca organizează periodic acțiuni în care sunt implicați atât tineri cât și adulți iubitori ai acestui sport. Aceleași premii cum i-am învățat pe copii, fiecare participant primește un băț, drept participare, deci consolare de participare de asta pentru concurs și premiile care sunt asta 1, 2 și 3 pe 3 categorii de 6-10 ani, 11-14 și 14-18 plus, care primește, știu eu, fiecare un corn, un suc și ce mai o să le dăm la copii. La începutul lunii octombrie sperăm să putem să organizăm și pentru adulți un concurs mai substanțial, bineînțeles, dar la o baltă, ori în spate la PNC, ori la balta Buciuman. Numărul membrilor asociației Aranca Sân Nicolaul Mare este an de an în creștere. După ce a fost anunțată a doua sesiune de stropit de către autoritățile orașului, fără să se întâmple nimic, totuși ceva semnificativ, acțiunea de stropire cu substanțe speciale împotriva țânțarilor și a altor insecte a avut loc săptămânile trecute. Deși vremea a fost nefavorabilă și cea de-a doua sesiune de stropit împotriva țânțarilor și insectelor trebuia făcută mult mai devreme, campania a fost reluată săptămânile trecute. E un pic specific, efectiv, activitatea de stropit pentru țânțari din avion. O zi, două înainte, o zi, două după, pentru un efect maxim, trebuie să fie fără umezeală, fără pic de ploaie. Și practic, cum bine știm, a fost un sezon, o vară până acum ploioasă și trebuia repetată o primă acțiune după 2-3 săptămâni. Practic, această acțiune după 5-6 săptămâni a putut fi repetată și acum o să dăm două seri pentru că timpul ne permite.
De asemenea, în urmă cu mai bine de 3 săptămâni, un avion tip AN-2 a survolat localitatea noastră. Această campanie a fost sprijinită și finanțată de către Consiliul Județean Timiș, care a alocat, conform hotărârii Consiliului Județean numărul 136/25.06.2014, suma de 1,25 milioane de lei din bugetul propriu pentru acțiunea de combatere a insectelor și antropodelor. În această sumă sunt incluse terenuri ce apar în domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale din județul Timiș, cu o suprafață totală de aproximativ 28.000 de hectare. Vești bune pentru locuitorii străzii Popa Șapcă din S. Nicolaul Mare. Începând de săptămâna aceasta, au fost reluate lucrările la lotul 2 din cadrul marelui proiect de reabilitare care cuprinde și strada Popa Șapcă. Aici lucrările au început încă de acum 2 ani de zile, însă au fost sistate deoarece firma împuternicită cu acest sector a intrat în insolvență. Marele proiect de reabilitare și modernizare infrastructură urbană, finanțat din fonduri europene, se apropie de final. Majoritatea zonelor vizate din oraș sunt finalizate sau în curs de finalizare, iar lotul 2, care a întâmpinat probleme datorită firmei contractate, intrată în insolvență, este de săptămâna aceasta în șantier. După cum se știe, firma care a lucrat în cadrul proiectului a intrat în insolvență, a renunțat la proiect, la lucrări. S-a făcut din nou, s-a reluat toată proiectarea a ceea ce a rămas de executat, s-a aprobat de minister, s-a licitat, câștigător este grup DCM, care de luni a început lucrările pe strada Popa Șapcă, având în vedere că din tot proiectul era cea mai lăsată deoparte, să zic așa, stradă, cu cele mai mari dificultăți în circulația autoturismelor pe drum, în circulația pietonilor pe trotuare. Urmează după Popa Șapcă, vor urma Nufărul 16 decembrie, Comloșului, Comori, Axente Sever și Petru Maior, dacă nu mă înșel. Sperăm ca lucrările să finalizeze până în sfârșitul lunii noiembrie, deoarece termenul de finalizare a întregului proiect este 31 decembrie, după care toate lucrările trebuie să fie gata, toate plățile trebuie făcute către constructori. Și celelalte loturi cuprinse în acest proiect sunt aproape de finalizare. Au început și pe lotul 3 partea de centru, de la Școala Generală 1, de la statuie până în sensul giratoriu, la fabrica de ciorapi. Și mai rămâne de executat din cadrul proiectului stația de pompare din spatele cimitirului de pe Mărășești. După finalizarea proiectului, lucrările vor continua și la sectorul de spații verzi. După finalizarea proiectului, inclusiv după finalizarea proiectului cel de Aquatim cu apă canal, pe străzile care vor fi gata, vor începe plantarea de copaci. Începând din noiembrie, octombrie, probabil, vom începe la plantat copaci pe străzile care sunt finalizate în întregime, și cu apă, și cu canal, și cu drum, trotuar, acces. Și pe rând, de fiecare dată când se finalizează o stradă, vom planta copaci. În S. Nicolaul Mare au fost demarate două mari proiecte ce vizează urbanismul orașului, finanțate din fonduri europene, ambele având termen de finalizare decembrie 2014. Cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat a început luni 18 august pentru absolvenții de liceu cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română și evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii minorităților naționale, probe care au fost susținute în primele două zile ale săptămânii. Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională au fost făcute în zilele de 19 și
și 20 august, iar cea a competențelor digitale pe 21 și 22 august. Probele scrise vor începe pe 25 august cu limba și literatura română, pe 26 august este programată proba la limba și literatura maternă. Proba obligatorie a profilului va avea loc în 27 august, iar cea la alegere a profilului și specializării pe data de 29 august. Afișarea rezultatelor la cea de-a doua sesiune a bacalaureatului 2014 va avea loc pe data de 1 septembrie până la ora 12, iar depunerea contestațiilor se va putea face în aceea zi în intervalul orar 12-16. Contestațiile vor fi rezolvate în zilele de 2 și 3 septembrie, iar rezultatele vor fi afișate pe data de 4 septembrie. În Sâni Nicolaul Mare au fost depuse 37 de dosare pentru susținerea probelor de bacalaureat, iar desfășurarea examenelor au loc la Liceul Ioan Ice Brătianu din Timișoara. Urmează știrile din sport. Prima etapă acasă a jucătorilor Unirea Fotbal Sâni Nicolaul Mare a adus o înfrângere. Băieții lui Căprărescu, deși au avut un joc bun, totuși nu au reușit să aducă pe tabela de marcaj după epuizarea celor 90 de minute regulamentare un scor favorabil. Băieții de pe Malaranca, deși au desfășurat un joc bun pe teren, totuși nu au reușit să marcheze. Am jucat cu Ghiroda, un meci destul de disputat. Echipa care ediția trecută a fost la baraj. Despre meci ce pot spune? S-a decis în urma unui penalti acordat cu ușurință de către domnii arbitri, același tip de fault în care o am avut și noi, dar se pare că a fost după un alt regulament. Nu vreau să fiu subiectiv, încerc să pot să rămân cât pot de obiectiv. Cred că în cele două meciuri pe care le-am avut până acum, pe care le-am disputat, arbitrajul ne-a fost potrivnic. Nu știu de ce, încercăm să găsim și noi explicații la nivel de club. Și dacă lucrurile vor continua așa, o să trebuiască să luăm măsuri. Nu știu în ce măsuri, vom vedea. Că despre meciurile viitoare, următoare etapă avem cu cei de la Ripensia, o echipă, impropriu spus, nou promovată, pentru că știm că anul trecut în Cupa României a ajuns până aproape de sferturi, eliminând și o echipă de Liga 1. Va fi un meci destul de dificil pentru noi, ne plac astfel de meciuri, vrem să ne măsurăm și noi forțe, să vedem unde suntem la ora actuală și dacă pierdem în compania unei astfel de formații și dacă pierdem pe teren, nu este niciun fel de problemă. Problema este să nu decidă alții scorul dinainte. La începutul turului de campionat, echipa Unirea Sâni Nicolaul Mare are câteva minusuri. Minusul cel mai mare, deocamdată, așa cum știți, de an la an s-au perindat mai mulți băieți pe la echipă și omogenizarea, asta este cuvântul de ordine la noi în club. Încercăm cu fiecare antrenament care îl facem, cu fiecare etapă care trece, da, să producem la nivel de echipă un lot destul de omogen. Ca momentele dificile, toată lumea să știe ce are de făcut, să crească relațiile de joc și eu zic că într-un final lucrul acesta o să vadă, zic eu așa, după încă vreo 3-4 etape, o să ne intrăm pe drumul cel bun. Așa am făcut de fapt în fiecare început de tur sau de retur, ne intrăm un pic mai greu datorită rulajului acestea de jucători, dar cu siguranță vom intra într-un ritm normal și noi. Echipa Unirea Fotbal Senior, după primele două meciuri din cadrul turului de campionat, sunt ocupanții locului 14 după Progresul Gătaia. Urmărim informațiile despre vreme.
sfârșitul acestei săptămâni se anunță cu temperaturi de peste zi ce vor oscila între 24 și 27 de grade Celsius ziua, iar nopțile minimele vor coborî până la cota de 15 grade Celsius. Cerul va fi mai mult senin și alocuri se anunță precipitații. Începutul și mijlocul săptămânii va fi cu vreme frumoasă, maximele de peste zi vor depăși cota de 27 de grade ziua, iar nopțile vor fi de asemenea călduroase. Sfârșitul săptămânii viitoare anunță temperaturi ridicate acestei perioade, maximele ajungând chiar și la 29 de grade Celsius, cerul va fi senin și precipitații zero. Acestea au fost știrile, rămâneți alături de noi, urmează emisiunea Oamenii Locului. La revedere!